Să rămână tată, ce faci? Fiule! Tată? Ce s-a întâmplat? Mama ta! Ce s-a întâmplat cu mama, tată? Să rămână, mamă, ce faceți? Cum sunteți? Suntem bine, mulțumesc. Nu mai vii și tu pe acasă, pe la părinții tăi? Nu ne-am văzut de un an de bine, mamă. Oh, mamă, sunt prins tare rău de tot cu munca. Proiecte peste proiecte. Merge bine, nu pot să mă plâng, dar nu prea stau bine cu timpul. Uite, o să încerc să trec sâmbătă pe la voi. Ce zici? Sigur, mamă. Voi face și clătite cu ciocolată, așa cum îți plac ție. Ce poftă mi-ai făcut. Okay. Mulțumesc, mamă, să rămână. Să trăiești. Salutări și lui tata. Da, o să-i zic. Ne vedem. Mamă. Să rămână. Grijă de tine. Alo? Ce faci, Mihaiul uman? Să rămână, mamă. Să trăiești. Ce faci? Când vin? Mamă, să știi că nu pot să ajung astăzi. De ce, mami? Ce s-a întâmplat? Am avut un client care e foarte important să luăm prânzul astăzi, mamă, și nu pot să ratez asta. Sigur, fiule, înțeleg. O să-i dau porția ta de clătite lui taică-tu. Sigur nu o să zic că nu. Da, o să se bucure. Mamă, mulțumesc frumos de înțelegere. Sigur, Mihai. Să rămână, vă iubesc. Să trăiești, puiule, și noi. Pa, pa. Să rămână, tată, ce faci? Fiule! Tată? Ce s-a întâmplat? Mama ta! Ce s-a întâmplat cu mama, tată? Tată, te rog, nu! Hai acasă, fiule! Tată, de ce ești îmbrăcat în negru? Păi, mama? Mihai! Hai că-ți fac clătite! N-a vrut să-mi facă clătite până nu vii tu acasă. Doamne, ferește!